An nou, Galaxy S9 și păstrăm perioada debutului la început de an. După o serie Galaxy S21 fără încărcător, cu câteva zeci de euro mai ieftină față de S20 și cu o cameră memorabilă ca design pe modelele de bază, în 2022 primim o perfecționare a rețetei cu accent pe fotografia nocturnă, gaming prin GPU-uri cu tehnologie AMD și pe captură portrait pentru animale de companie. E un focus și pe ecologie, Samsung utilizând restul de plastic din oceane și plasele pescuite reciclate. Dar noi suntem aici pentru modelul median, cel pe care îl aleg cei care nu vor o diagonală foarte mare și toată puterea unui ultra, dar nici un S22 de bază minion. E pentru cei care nu vor musai stylus și camere cu zoom avansat, mai ales că avem și pe S22 Plus un zoom optic respectabil acum. Poate acest model cu plus să se impună după 2 ani în care varianta mică și ultra-ul au făcut legea în preferințele publicului? Hai să aflăm! Eu sunt Alex, voi urmăriți mobilisimo.ro, e momentul pentru recenzia lui Samsung Galaxy S22 Plus. Parcă îmi place mai mult S22 Plus decât S21 Plus dacă mă uit la partea din spate și, deși par la fel, faptul că orificiile camerelor sunt mai mari pe S22 Plus îi conferă un look mai aranjat, mai consistent din punct de vedere al simetriei. Cu toate acestea, consider că un limbaj de design, precum cel adoptat pe modelul S22 Ultra, cu modul de camere mai discret, cu obiective ce ies direct din spate, ar fi fost mai plăcut și pe S22 și pe S22 Plus. Nu sunt fanul acestui bump nici din punct de vedere estetic și nici privind stabilitatea telefonului când e așezat pe masă. Avem în teste un model de culoare roz, ceea ce nu ne deranjează, de vreme ce există și versiuni mai băiețoase, să zicem așa. Phantom Black, alb, verde, graphite. Având în vedere că suntem în luna iubirii, între ziua de Valentin și Dragobete, rozul e chiar ok. Îmi place să observ că a revenit sticla pe spate la toate modelele S din acest an, cu plusul lui Gorilla Glass Victus Plus, iar priza este mai sigură cu marginile aproape plate. Apreciez însă că nu sunt ala iPhone plate, ci au o ușoară rotunjime, care e foarte plăcută la atingere. Este un telefon fain de ținut în mână, asta simt. Am primit și niște huse de la Mobile Direct, dintre care cea din cauciuc, pe nume Cubs Beetle Series Carbon Fiber Black, îi conferă un feeling aparte. Nu uităm nici de certificarea IP68 la postul pentru protecția contra prafului și apei. Partea frontală e clar mai plăcută decât pe iPhone 13 Pro și asta datorită orificiului mic din ecran față de chiar și redusul decupaj specific telefonelor Apple din ultimul an. Evident, avem un AMOLED de calitate aici, ecran plat de 6,6 inci, care vine cu pixel de tip Pentile Matrix. El oferă luminozitate standard maximă de 433 de lux, dar dacă activăm setările telefonului în secțiunea Display Extra Brightness, putem ajunge până la un mirobolant, fantasmagoric, hiperbolic, 873 de lux. Wow, wow, wow! E cel mai luminos ecran din istoria testelor noastre, recomandând totuși folosirea fără acest power-up telefonul, deoarece poate afecta serios autonomia. Este și motivul pentru care Samsung l-a ascuns atât de bine în setări. Display-ul are rezoluție Full HD și refresh rate de 120Hz, dar și suport HDR 10+. Atenție, acel refresh rate coboară până la 48Hz și nu 10Hz, existând o neclaritate inițială la specificațiile furnizate de producător. Experiența de vizionare video e satisfăcătoare, ecranul are culori de televizor OLED din showroom, unghiuri foarte largi, contrast superb. Privind puterea telefonului, avem aici un hardware potent, unul care duce în top 3 terminalul în benchmarks, asta în condițiile în care Exynos 2200 de la Samsung e cu doar foarte puțin mai slab decât Snapdragon 8 Gen 1. Snapdragon-ul este de pe un telefon pe care îl testăm acum sub embargo de comunicare. Dacă nu ar fi acesta, ar ocupa locul întâi în benchmark-urile făcute de noi. E clar peste flagship-urile de anul trecut. L-am forjat în jocuri precum Call of Duty Mobile, Real Racing 3, sau Asphalt 9 și nu am avut supraîncălzire, telefonul rămânând la temperatura corpului uman între 36 și 38 de grade Celsius. În benchmarks, în schimb, și-a încordat mușchii și a sărit de cota de 42 de grade Celsius, ceea ce nu e încă grav, mai ales că Snapdragon 888 de anul trecut a avut tendințe pe mai multe flagship-uri de a prăji degetele gamerilor. Aduce la pachet și 8 GB de RAM și 128 GB de stocare, dar nu și slot microSD. Încă aștept să vină jocuri care să ne arate dacă chiar avem Ray Tracing Mobile aici sau e doar un mit și PR de la AMD.
Ce îmbucurător e că avem și o autonomie destul de bună în acest an, cu 16 ore și jumătate de playback video și aproape 13 ore de utilizare continuă. Practic, duce toată ziua, cum ar veni, orice face. Nu te lasă balza înainte de cină, asta e sigur. Încărcarea durează între o oră și două ore, depinzând cu ce încărcător încarci telefonul. Noi l-am alimentat în o oră și 9 minute cu un încărcător de 30W de la 0%, iar în 30 de minute am fost deja la 51%. Ne declarăm mulțumiți și pe partea de baterie, autonomie și încărcare, deci, cu mențiunea că nu suntem de acord cu lipsa încărcătorului din cutie. Atenție la faptul că am câștigat aproape 3 ore de utilizare continuă față de predecesorul Galaxy S21 Plus și că suntem cam la egalitate cu S20 Plus. Asta deși bateria e cu 300 mAh mai mică decât la modelul de anul trecut. Beneficiem și de încărcare wireless și încărcare inversă, iar cea pe fir merge până la 45W. Acustica este de calitate, dar e pentru prima oară după mult timp în care spun că vreo 5-10 decibeli în plus nu ar fi stricat. Mă gândesc că se poate regla acest aspect printr-un update ulterior, iar decizia de a limita puterea volumului ține strict de păstrarea calității audiției. Cert e că telefonul are sunet de calitate prin difuzoarele stereo, cu suficient bas, înalte, voce plăcută. Are și tehnologie Dolby Atmos și reglajele aferente. Galaxy S22 Plus vine fără jack audio, deci pe lângă încărcător puteți pune și niște căști Bluetooth de calitate în coșul de cumpărături. La conectivitate bifăm toate cele necesare, de la portul USB-C 3.2 la Wi-Fi 6E și 5G. Există și suport GPS, Bluetooth 5.2 și NFC pentru plăți. Apelurile se aud tare și clar, deși earpiece-ul e aproape invizibil. Lucrurile arată bine și în speed test, cu 708 Mbps la download Wi-Fi în rețeaua Digi și 711 Mbps la upload. La testul 5G în rețeaua Orange România am ajuns la 257 Mbps la download și 35,6 Mbps la upload. Stăm ok. Pe partea de software, e la apel Android 12 asociat cu One UI 4.1 pe telefon, iar touch-ul noii versiuni de OS se simte din plin. Android a devenit mai iPhone-ish la utilizare, totul este mai lean, mai reactiv. Primim și extra customizare pe partea de wallpaper și teme și avem și acel color palette care poate fi aplicat iconografiei telefonului. Paleta de culori este ajustată automat în funcție de wallpaper-ul ales. Putem alege și dintr-o gamă largă de pictograme din secțiunea teme. Tot acolo vom putea personaliza și Always On Display. Apare desigur și Dark Mode, dar și setări pentru a elimina lumina albastră pentru un somn mai liniștit. Noi am renunțat la butoanele de navigare și am setat telefonul pe gesturi. În schimb, am păstrat App Drawer-ul, totuși puteți opta pentru modul toate pictogramele pe ecran, cum era la Apple până recent. Pe de altă parte, văd că există în continuare bloatware, foarte multe dintre aplicațiile Google preinstalate, având corespondent de la Samsung. Mă gândesc la browser, galerie foto, Pay și așa mai departe. Ce am apreciat este funcționalitatea Internet of Things. Eu am câteva dispozitive Samsung, iar în cazul lor e utilă interacțiunea cu SmartThings. Remarc și dublura de magazin de aplicații sub forma lui Galaxy Store, dar e bine să existe backup la așa ceva, după cum știm. Cititorul de amprente este unul prin ultrasunete, deci nu este la fel de rapid precum cel optic, dar merge. Avem parte și de recunoaștere facială sau putem folosi ceasul nostru Galaxy Watch ori niște căști Bluetooth împreună cu Smart Lock pentru un acces rapid. Bixby e la posturi ca asistent vocal, la fel și Google Assistant, iar cu swipe în dreapta apar și știrile Google. Ceea ce nu înțeleg în continuare în experiența de utilizare e de ce nu se mută acțiunea direct în bara de search după ce fac swipe să apară aplicațiile din App Drawer. E nevoie de un tab în plus acolo și doar apoi poți tasta numele aplicației căutate. Samsung, mai trageți cu ochiul în iOS din când în când. Avem în continuare aplicații Microsoft preinstalate și bineînțeles cele de la Google. O noutate în One UI 4.1 este Smart Widgets, care îți permite să suprapui widgeturi unul peste altul după modelul Smart Stack Widgets de pe iOS 14. Treci între ele cu swipe și sunt 3 dimensiuni. Poți combina știrile cu meteo și cu control pentru o pereche de căști, să zicem. Apropo, de la One UI 4.0 încoace, widgeturile sunt ceva mai detaliate ca informații afișate și widget picker-ul e mai comod. O altă noutate este modul Pro pentru toate camerele din spate, aplicabil și la foto și la video. De securitate se ocupă Knox, iar de privacy acel dashboard care îți arată ce funcții au fost accesate de aplicații în ultimele 24 de ore sau 7 zile. Ai și indicatoare verzi pe ecran pentru momentele când o aplicație îți accesează microfonul și camera.
Google Duo îți permite acum să vizionezi conținut alături de prieteni, fie că vorbim despre Netflix, browser, galerie foto. Samsung a încheiat și un parteneriat cu Microsoft pentru a oferi o experiență colaborativă între PC și telefon. Astfel, telefonul poate face mirroring pe PC, pot fi preluate notificări, iar transferurile se realizează mult mai simplu. Revenind puțin la Bixby, aș dori să amintesc de Bixby Routines, care se pot dovedi foarte utile pentru utilizatori. Am ajuns și la cameră și în sfârșit avem un upgrade. Mă rog, camera selfie e aceeași de la Galaxy S10 încoace, una de 10 megapixeli cu filmare 4K la 60 fps, dar în spate avem schimbări reale. După două generații, S20 Plus și S21 Plus cu aceleași camere în spate și zoom optic modest de 1.1x, S22 Plus schimbă foaia și aduce o cameră principală de 50 de megapixel cu stabilizare optică, o cameră de 10 megapixel telefoto cu zoom optic 3x și una ultra-wide de 12 megapixel care se ocupă cu video ultra-steady. Primim și blitz LED și filmare 8K la 24 fps. Samsung a pus mare accent pe nightography, pe captura foto nocturnă, portrete nocturne. Ne oferă și captura portrait pentru animale de companie, procesarea AI a unui bokeh la nivel de fir de păr și auto-framing, adică încadrarea perfectă a până la 10 persoane într-o filmare, putând focaliza pe subiecte în mișcare, fără probleme. Zoomul digital merge până la 30x și avem și zoom lock, dar și clasicele funcții Samsung precum single take, cinematic 8K snap, super steady și un mod multi-mic recording. Folosim și portrait lighting și natural bokeh pentru selfie-uri evoluate. Și acum să vorbim despre galerie. Am încercat să reproduc cât mai fidel condițiile de testare ale lui Galaxy S21 Plus din ianuarie 2021 în februarie 2022. Parchiore? Check. Vreme cu soare? Check. Aceleași zone pozate? Check. Prima evoluție care se vede clar este la nivel de zoom. Suntem în liga telefonelor mari la nivel de iPhone 13 Pro și alte telefoane flagship cu zoom optic 3X. Evoluție de la S21 Plus clară. În general, pozele au fost clare și detaliate, echilibrate ca luminozitate, balans de alb, expunere. Observ o multitudine de nuanțe de verde, albastru și maro pe luciul apei. Frunzele, deși aflate la depărtare, sunt bine conturate. Cerul este foarte bine redat și nu există nici tentative de burn. Putem distinge și pescărușii planând deasupra apei, care se văd bine și la zoom, dovadă că li se văd chiar și ochii în zbor. Îmi place roșul viu, prins de acest telefon în fotografii, unul realist redat și văd acel roșu plăcut la toneta înghețată cu Donald pe ea, dar și la acea mașinuță roșie Mercedes de la locul de joacă. A se remarca și diferitele arome de roșu, roșul fularului meu, roșul aprins al Mercedesului, roșul mai light al jucăriei cu ochii mari. La fotografia cu ghereta de înghețată, observăm că dacă vom comuta pe ultra-wide, nu pierdem absolut deloc în claritate și culori, și nici detalii. Avem și fotografii făcute cu soarele în față și nici aici nu dezamăgește Samsung Galaxy S22 Plus. Singura pată arsă este soarele în sine, ceea ce e de admirat. În cazul jucăriilor din parc avem dovada că acest telefon se descurcă nu doar cu culoarea roșu, ci prinde bine în obiectiv și galbenul, albastrul, verdele cu toate nuanțele lor la pachet. Selfie-urile le găsesc perfecte în focalizare, detalii, textura părului și a tenului. Văd clar porii și fiecare fir de păr și barbă, iar fundalul este ușurel estompat, chiar și fără bokeh. Apropo de bokeh, funcția portrait este bine aplicată și în mod corect și am trecut prin toate funcțiile studio pe rând. Am făcut asta fără a remarca artefacte neplăcute în jurul capului. Putem lua o culoare de pe haine și să o aplicăm în fundal sau face fundalul alb-negru. E prima oară când văd după multă vreme că și șuvițe de păr rebele sunt prinse de cameră la bokeh și lăsate clare. Apreciez luciul ochilor și chiar e adevărat ce a zis Samsung despre distinția între fire de păr. Și portrait cu camera din spate, pe pasărea galbenă de jucărie, a fost perfect realizat. Trecând la fotografiile low light, observ că Samsung a venit cu îmbunătățiri la acest capitol față de modelul din 2021, atunci când am fost ușor dezamăgiți de rezultatele în condiții nocturne. Acum avem detalii și în low light, iar Night Mode aduce acel extra sharpness și colorit în fotografii care ne place atât de mult. Vedem nuanțe de albastru, verde, roz și roșu și chiar și alb și crem, acolo unde majoritatea telefonelor ne afișează doar galben și portocaliu. Am fotografiat din nou acel copac care a rămas împodobit încă de la Crăciun și mă declar mulțumit. Singurul neajuns e că pe captura ultra-wide se mai strecoară nuanțe de albastru sau mov pe lateral. Până și zoomul a făcut o impresie bună noaptea. Detaliile arhitecturii bănățene sunt prezente aici în cantitate mare, e clar faptul că avem un telefon care îi va încânta pe turiști.
am ajuns la concluzia că această cameră nu va dezamăgi în niciuna din situațiile în care o veți folosi. Filmările sunt foarte crisp, foarte bine iluminate și bine stabilizate, chiar și la rezoluții înalte. Poți panorama chiar și rapid și nu ai ghosting. La testul de stabilizare numărul 1 am coborât scări și am făcut-o fără efecte neplăcute ca flicker, refocalizare, trepidații. Am urcat scările și am rămas tot plăcut impresionat. Zero vibrații. Filmarea 2 e în același cadru, dar cu modul steady pornit. Aici se simt mai puțin pașii făcuți, dar pierdem din claritate la modul general. Apoi am aflat că, de fapt, acela era un clip cu camera ultra-wide. Ei bine, cu camera principală, Super Steady e cu adevărat super și emite pretenții de rival al telefonelor montate pe gimbal sau chiar camere de acțiune. Expunerea e puțin cam sus la unele filmări și cerul e de un albastru prea aprins, ca și apa, dar detaliile sunt fabuloase. Avem și slow-mo cu pescăruși înfometați, cu mișcări dramatice de aripi, doar că acele filmări nu sunt chiar detaliate. La captura video cu jucăriile roșii, am avut un roșu cam roz, mai puțin satisfăcător decât fotografiile realizate tot acolo. Avem și o filmare 8K foarte bogată coloristic, cu un albastru excelent și vegetație și cer corect redate. Filmările selfie erau perfecte de la Galaxy S10 încoace și avem tot același senzor, fiind material de vlogging, iar și iar și iar. Aici, pur și simplu, nu există neajuns. Camera frontală filmează perfect, ca stabilizare, microfon pentru captură audio, textura a feței, expresivitate, detalii, culori, luciu în obrăjori, tot ce vreți. Chiar și cu fundal prea iluminat, tot nu sunt probleme. Ne-am jucat și cu filmarea portrait și cu efectele sale, parcă aplicate mai corect decât la predecesori, cu mai puține artefacte. Cam tremurată spre final parcă. Avem și niște single take-uri și director's view, mai mult ca să le bifăm. Pot pune semn de egalitate între acest telefon și iPhone 13 Pro Max la calitatea filmării, cu un plus la filmarea portrait. Doar zoom-ul nu prea m-a impresionat pe video. La filmările nocturne, luminile au mărimi de halouri ok, zgomotul e în limite rezonabile, dar albastrul din partea de sus sângerează pe imaginea din jur și e un pic nenatural. La testul de filmare din mers am avut mici trepidații și vibrații, dar compensăm cu un test de focalizare trecut cu brio. Îmi place că zoom-ul se face lean și avem detalii arhitecturale plăcute privirii. Telefonul turistului strikes again. Samsung Galaxy S22 Plus este adevăratul upgrade al gamei Galaxy S, poate cel mai mare din ultimii 3 ani. Avem în sfârșit zoom pe măsura concurenței, un telefon mai comod de manevrat, cu un procesor redutabil și autonomie excelentă. Ecranul este incredibil de luminos cu acel mod de extra brightness, iar camera dă pe alocuri senzația că i-ar mânca pâinea lui ultra. Filmează detaliat, fotografiază în culori perfecte și are cea mai bună cameră selfie de pe piață. Au fost calibrate mai bine modulurile portrait și stabilizarea la filmare este ideală. One UI este acum mai securizat și detaliat în zona privacy, dar și mai personalizabil ca interfață. Ca neajunsuri, aș aminti zoom-ul la filmare, difuzoarele care nu dau pe afară de volum, lipsa de jack audio și slot microSD, dar și de încărcător în cutie. Sunt și unele filmări ceva mai expuse și aplicații dublate ca utilitate în App Drawer. Galaxy S22 Plus ar putea să fi spart paradigma din ultimii ani când era codașul tripletei ca vânzări. Acum ar putea să se vândă în sfârșit pe măsura lui S22 și S22 Ultra. Pentru mine e, așa cum am zis la unboxing, un iPhone 13 Pro Max cu Android, filmare bokeh mai bună, dar și mai manevrabil și cu mai multe funcții foto-video. Îl văd ideal pentru gameri, globetrotteri și ca daily driver pentru cei care alternează între multe aplicații de productivitate. Pe curând!